Să fie Domnul! Aleluia, glorie Domnului! Pe când nici nu eram încă, Dumnezeu ne-a ales ca să ne naștem pe pământul acesta, mărit să fie Domnul! Apoi, după ce ne-a îngăduit ca să venim pe pământul acestor vii aici, noi am ales ca să-L slujim pe cine? Pe El, mărit să fie Domnul! Și dovada este pentru că am ales să-L slujim pe El în dimineața aceasta, împreună cu copilașii noștri, împreună cu frații de la distanță mai mare, mai mici, cu frați de aici din zona Portlandului. Ne-am adunat aici ca să-I mulțumim Domnului pentru că El ne-a ales. Noi am acceptat alegerea aceasta și vrem să-L slujim din toată inima. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, iubiți copii ai Domnului, și celor care ne urmăriți de departe, vă spunem un bun venit aici în casa Domnului. Domnul să vă binecuvinteze, să dea har în ziua aceasta, să cerceteze inima noastră. Salutăm în mijlocul nostru acești frați tineri care împreună au venit aici să slujească împreună cu noi la închinare. Le spunem un bun venit și Domnul să se folosească de aici între noi. Și toți acei care sunt aici oaspeți în Biserica Golgota, Domnul să vă binecuvinteze, mări să fie Domnul. Frați și surori, știm că Domnul este deja aici, dar am vrea ca să avem un cuvânt pentru motivație, ca să-L lăudăm pe Dânsul, să-I spunem cât de mare este și cât de mare este iubirea Lui. Și Duhul Domnului m-a cercetat în mod deosebit cuvintele lui Ieremia din capitolul 3, versetul 21 până la 26, unde cuvântul Domnului spunea astfel acolo: iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ce? Ajutorul Domnului. Amin, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, iubiți copiii care sunteți aici, haideți ca să ne unim inima noastră în dimineața aceasta și să-I mulțumim pentru că bunătățile Domnului și îndurările Lui s-au înnoit și în dimineața aceasta încă. Puteai să fii într-un pat la emergență acolo undeva, puteai să fii într-o grădină a lacrimilor, să fii crescut iarbă peste tine deja. A fost o săptămână de lacrimi în săptămâna aceasta pentru multe inimi. Dar mulțumim Domnului pentru că El și-a înnoit bunătatea Lui față de noi, față de copiii noștri, și astăzi
ne-a mai dat o șansă ca să stăm în prezența Lui, ca să mai reparăm lucrurile care mai sunt de reparat din viața noastră și să ne pregătim pentru întâlnirea glorioasă cu El. Zicem împreună, amin, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Haideți în ziua acesta să venim și să ne rugăm Domnului și să chemăm ca El să preia toată lucrarea în dimineața aceasta aici. Amin. Este un alt loc mai frumos și mai plăcut decât acolo unde copiii tăi îți aduc ție laudă, cinste și închinare. Haleluia! În această dimineață însorită, Doamne, cu pace, cu liniște, copiii Tăi au venit aici, au ales ca să vină să Te slujească pe Tine, care de la distanță mai mare, care noi cei de aici locali, Doamne, am venit împreună cu copiii noștri să-Ți aducem o jertfă de mulțumire, Doamne, la adresa Ta, pentru că, Doamne, Ai lucrat în viața noastră, Doamne, ne-Ai scos din mocirla păcatului, ne-Ai readus la viață, Doamne, Ne-Ai dat un nume nou, Doamne, și ne-Ai dat dreptul să fim copiii Tăi, îți mulțumim pentru lucrul acesta. Doamne, în această dimineață recunoaștem că fără puterea Ta, fără tăria Ta, Doamne, noi suntem nimica, Doamne. Fără înțelepciunea Ta, Doamne, nu putem continua pe pământul acesta. În această dimineață, Doamne, Te rog, ocupă-Te de inima noastră în continuare, Doamne. Doamne, dacă vei găsi aici inimi care sunt întristate, apăsate, Doamne, mă rog să stai de vorbă cu ele, Doamne. Dacă vei găsi aici tineri care sunt, Doamne, dezbusolați, Doamne, și n-au direcțiuni clare, Doamne, pe calea Ta, mă rog în dimineața aceasta, prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Tău, Doamne, dă direcțiuni clare la tineri, Doamne, la frați, Doamne, la surori care sunt aici, Doamne. Te rugăm, Tată din ceruri, să binecuvintezi cântarea de laudă, Doamne, din dimineața aceasta, să binecuvintezi corul bisericii, Doamne, să binecuvintezi, Doamne, frații care vor lăuda aici, Doamne, să binecuvintezi grupul care ne conduce în cântare, Doamne, să binecuvintezi vorbitorii Tăi, Doamne, și cuvântul Tău să cadă cu greutate în inima noastră și să încolțească, Doamne, puterea Ta. Doamne, toate aceste lucruri le cerem în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău, de acum și până în veci de veci. Amin, amin. Vă rog ca să rămânem așa în picioare și corul vă lauda pe Domnul cu o cântare de rugăciune. Și am vrea ca împreună să ne deschidem și noi inima și să medităm și noi la cuvintele cântării. Și vrem ca să ne dăm seama că suntem aici în prezența Domnului și Domnul să lucreze în dimineața aceasta la inima noastră. Amin, amin.
Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Frați și surori, luați locurile. În dimineața aceasta doresc să aducem un îndemnul meu pentru rugăciunea următoare este să lăudăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Aleluia. Aș dori să vă cauzez ca rugăciunea să fie doar de mulțumire și de laudă la adresa lui Dumnezeu. Am să citesc câteva versete. Primul verset de la Efeseni, capitolul 5, cu versetul 20. Spune așa, mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în Domnul nostru Iisus Hristos. În versetul acesta spune să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și doresc să îi mulțumim pentru sănătatea care ne-a dat-o. Pentru aerul pe care îl respirăm, pentru apa pe care o bem, care ne-a dat-o în fiecare zi. Pentru lucru pe care îl avem, pentru că ne-a dus în țara aceasta binecuvântată. Slăvit să fie numele Lui. Slavă Domnului! Aleluia! Al doilea verset, vreau să-l citesc de la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 18. Spune așa, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos cu privire la voi. Și doresc să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt care lucrează în noi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile care se fac în biserica noastră, pentru cuvântul predicat, pentru că ne-a dat harul să fim aici, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Sunt locuri în care nu se poate predica, este prigoană, dar Dumnezeu ne-a dat harul să venim în dimineața aceasta. Aleluia, merită Dumnezeu să fie lăudat. Glorie Domnului. Merită Dumnezeu să-i mulțumim pentru lucrul acesta. Aleluia. Al treilea loc, îl voi citi din 1 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 18, spune așa. 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 1 Corinteni 15 cu versetul 57. Dar mulțumire fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. Aleluia. Dumnezeu a fost acela care ne-a dat biruință atunci când am trecut prin unele încercări, ne-a dat biruință în ispită. Aleluia. Dumnezeu ne-a dat biruință în lupta cu păcatul. Dumnezeu nu ne lasă. Atunci când am fost sinceri și l-am rugat pe Dumnezeu să mergem să luptăm, El a fost cu noi. El nu ne-a lăsat singuri niciodată. Slăvit să fie Dumnezeu. Și vom citi acum pentru a lăuda pe Dumnezeu. Aș dori să citim de la 1 Cronici, capitolul 16, cu versetul 8 până la 10, spune așa, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare faptele Lui înalte, cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui, făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Fiindcă am venit în dimineața aceasta, în locul acesta, hai să nu stăm muți. Hai să lăudăm pe Dumnezeu prin cântare, prin cântările care vor fi. Numai Dumnezeu să fie lăudat. Aleluia, aleluia. Versetul 10 spune, făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt. Frați și surori, primul lucru să fie doar Dumnezeu. Să nu ne fălim cu nimic din lumea aceasta decât cu Dumnezeu însuși. Aleluia. El merită să fie lăudat. Din tot ceea ce avem, El ne-a dăruit. N-am făcut nimic
Am lucrat, dar dacă nu a fost El, n-am fi avut. Pentru aceasta aș dori ca să Îl lăudăm, căci El merită să fie lăudat. Aleluia. Hai să plecăm pe genunchii noștri și cu aceste două gânduri, cu mulțumire și cu laudă în rugăciunea aceasta, destul cât am cerut, nu aș dori să cerem, n-aș dori să fim doar cerșători, pentru că ne-a dat mai mult decât nouă am avut nevoie. Aleluia. Ne-a dăruit mai mult decât ne-a trebuit nouă, pentru că ce un Dumnezeu bun. Aș dori ca să Îi mulțumim și să-L lăudăm. Slăvit să fie Domnul, frați și surori, mulțumim Domnului pentru cercetarea în rugăciune, în cântare. Ne bucurăm pentru că El este prezent aici cu noi, de aceea se merită ca să-I dăm toată atenția Lui și să-L lăsăm ca inima noastră să tresalte de bucurie în prezența Domnului, glorie Domnului. Acestor ori avem aici acești frați tineri care sunt aici între noi astăzi. Am vrea ca să le dăm să laude pe Domnul și ei acum cu... Au spus că vor lăuda cu două cântări aici și rugăm să iasă să laude pe Domnul. Apoi ne pregătim inima pentru rugăciunea de cauză. Suntem în a treia duminică din lună, care este dedicată Duminica Familiei, în care se vine la binecuvântare, în care se vorbește despre familie și... Avem și această lucrare în mijlocul nostru în dimineața aceasta și am vrea ca să dăm timp ca toate lucrurile să se facă într-o bună rânduială. Cu atât mai mult avem și frați oaspeți care ne vor sluji din cuvântul Domnului și vrem ca Domnul să se folosească de ei și noi să fim acei care să spunem, vorbește, Doamne, că robii Tăi ce fac? Ascultă, amin. Domnul să fie lăudat. Poftim, fraților! Spune, Doamne, un cuvânt, azi prin
n-ar fi Domnul aici, n-ai putea să te ridici, iar ești în casa ta. Să privești cu ochii tăi, peste munți și peste voi, cât de mare Dumnezeu. Cine oare, cine oare? Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, niște cuvinte minunate în cântările acestea care ne-au pregătit inima pentru cei ce urmează ca să facem în rugăciunea următoare. Mulțumim Domnului pentru că El are mesaj pentru noi, prin cântare, prin poezie, prin cuvânt, prin toate. Numai noi să fim atenți și să ascultăm la ceea ce ne vorbește Domnul, să ne deschidem inima și să primim cu bucurie toate cuvintele acestea. Autorul atât de frumos spunea acolo că pridvoarele sunt pline cu bolnavi și așteaptă vindecarea Ta. Doamne, în dimineața aceasta și noi vrem ca să venim în această rugăciune, ca să mijlocim înaintea Ta pentru cei care mai sunt încă în pridvor și așteaptă intervenția Ta.
sau chiar dacă nu sunt bolnavi, dar au alte boli, au boala sufletului, care poate unii sunt prinși în tot felul de lucruri stricate și murdare, unii care poate gem încă în robia păcatului. În dimineața aceasta, la această scăldătoare, aici, în prezența Domnului, în prezența Duhului Sfânt, să fie eliberat, să fii spălat și să mergi acasă cu o inimă nouă, să spui că te-ai întâlnit cu Cel care ți-a spus ce vrei să-ți fac, ce vrei să-ți fac. Și tu i-ai spus, vreau să mă curățești de lepra păcatului și să mergi liber și plin de bucurie. Doamne, te rog, fă lucrul acesta în dimineața aceasta aici. Frați și surori, timpul trece așa de repede, dar m-am uitat aici când într-a cântare spunea acolo, de n-ar fi El de partea ta, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, psalmistul în 124 spune acolo așa, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum. Și noi adăugăm și spunem să spună Biserica Golgota, frații din California, de aici, din Portland, de oriunde, să spună, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, unde am fi fost noi în dimineața aceasta? Apoi autorul spunea mai departe, ce te-ai fi făcut fără El, dragul meu frate și soră? Ce te-ai fi făcut atunci când, uitați-vă ce spune aici psalmistul, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat cine? S-au ridicat oamenii împotriva noastră. Ne-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins ce? Mânia împotriva noastră. Ne-ar fi înnecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valuri neprasnice. Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi ce am făcut? Am scăpat, mărit să fie Domnul. Și atât de frumos, uitați-vă, încheie acest psalm. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care au cântat acești frați, care au făcut cerurile și ce? Și pământul, mărit să fie Domnul. Ajutorul nostru este în numele Domnului, în numele celui care are autoritatea să dea viața, în numele celui care are ochii ca para focului, care are putere să despice pământul, munții și văile, să despice la cuvântul Lui. În numele acestuia este ajutor, dragul meu frate, dragul meu tânăr care ești împovărat și poate care aștepți intervenția Domnului la o problemă. În dimineața aceasta vreau să te încurajez că ai venit în locul potrivit unde poți ca să capezi rezolvare la problema ta, poți ca să afli un răspuns din partea Domnului la nevoile pe care le aduci înainte a Domnului, dragă mamă, nopți înlăcrimate, dragă tată care ești la distanță în mes de noapte, dar ochii îți lăcrimează pentru familia ta, să știi că aici este locul unde Dumnezeu dă ajutor, mărit să fie Domnul. Am vrea să ne rugăm înaintea acestui Dumnezeu în minutele următoare, să-i cerem ajutorul Lui mai departe pentru noi, pentru viața noastră. Războiul se face din ce în ce mai mare. În lupta aceasta pe plan spiritual, ispitele năvălesc în fiecare zi peste noi, peste copiii noștri, peste casele noastre, peste biserică. Biserica a ajuns într-o stare de apostezie, într-o stare de adormire, unde mulți au pierdut credința și nădejdea. Înaintea Dumnezeului vrem să mijlocim în dimineața aceasta, să-i cerem ajutorul și să-i spunem, Doamne, nu ne lăsa, Doamne! Despărțiți de Tine, nu putem face nimic, așa spune cuvântul. Mi-a plăcut cuvântul lui Ieremia aici, care spunea în versetul 26, bine este ce să faci, să aștepți în tăcere, ce să aștepți? Să aștepți ajutorul Domnului, pentru că oamenii sunt limitați. Poate să te bată pe umăr și să spune, eu-s cu tine, dar a venit altul în calea lui și a zis, eu-s cu tine, cu celălalt, lasă-l în pace, să descurcă el singur. Dumnezeul nostru are ajutorul care nu te lasă niciodată. Psalmistul în psalmul 121 spune atât de frumos aici, în versetul 1, îmi ridic ochii spre munți,
De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerul și ce? Și pământul, mărit să fie Domnul. Da, El nu va îngădui să ți se clatene piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme. Cel ce păzește pe Israel și pe Golgota, mărit să fie Domnul. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mână ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul, Domnul te va păzi la plecare și la venire. Cât timp, frații mei? De acum și până în veac, mărit să fie Domnul. Fraților, vă invit să vă ridicați în picioare. V-am adus doar câteva versete aici, motivații pentru să nu descurajați și să nu dați mânele în jos. Poate ați apelat la ajutorul oamenilor și v-au dezamăgit. Poate v-ați încrezut în toate medicamentele scrise de medici acolo și poate vă-ți pline acolo șcafurile, dulapurile acasă și azi îl încerci pe unul și mâine pe altul și săptămâna viitoare pe altul și te uiți că boala din ce în ce se agravează. Poate v-au dezamăgit chiar copiii voștri, ați avut așteptări de la ei și au crescut mari și poate v-au întors spatele și au plecat în lumea largă. Poate, dragul meu soț, ai avut așteptări de la soția ta și te-a dezamăgit pe undeva. Poate, dragă soție, ai avut așteptări de la soțul tău să fii un soț credincios, iubitor, credincios Domnului, credincios ție în legământul care l-a făcut, că nu te va înșela niciodată și te-a dezamăgit, poate. Și ai venit cu inima frântă în dimineața aceasta și ți se pare că norii sunt negri cu grămada și nu mai vezi nicio licărie de lumină. Vreau să te motivez în dimineața aceasta, este ultima șansă ca să te apropii de Domnul Iisus ca femeie, cea care a spus în inima ei, numai să mă ating de ce? De poala hainei Lui și eu cred că problema mea se rezolvă. În dimineața aceasta este mai ceva de preț decât haina Lui. El este în persoană aici între noi. El vrea să-ți întindă mâna, să-ți spună, mamă dragă, care e problema ta? Drag tânăr, cu ce te lupți? Unde nu poți? Unde ești slab? Unde cazi acolo? Vreau să-ți dau o mână de ajutor. Numai datoria ta este ca să spui, Doamne, am nevoie de ajutorul Tău. Domnul niciodată nu forțează ușa nimănuia. Domnul stă la ușă și bate. Dacă aude cineva glasul Lui și deschide, ce face? El intră. Dacă cineva vine cu credință și spune, Doamne, cred că copilița mea, dacă e bolnavă, cred că o vindeci. Sau dacă băiatul meu e rătăcit, e plecat pe drumuri stricate, cred, Doamne, că îmi lucrez la cauza aceasta. Aș vrea ca să vă dau timpul acesta, ca să vă deschideți inima, să spuneți înaintea Domnului ce vă apasă. Nu vă fie rușine că sunt frați din California sau din altă parte. Ei trec prin aceleași încercări ca și tine, ca și mine, poate chiar mai grele. Dar este unul care și acolo, și aici, și în Ucraina, și în Moldova, și pretutindeni, are aceeași autoritate, mărit să fie Domnul. Din partea fraților, dacă aveți cauze, aveți nevoi. Haleluia, haleluia, haleluia. Cu gura, dacă vreți să spuneți, Domnul, Domnul să se atingă. Amin, amin. Amin. Acum, în ultimele momente ale vieții Lui, să recunoască pe Domnul. Domnul are putere, fraților. Domnul are metodele Lui. Ca biserică suntem datori să intervenim cu rugăciuni pentru asemenea oameni. Partea noastră să ne facem și Domnul își face partea Lui. Dacă mai sunt cauze din partea fraților. Aleluia!
Dacă mai sunt cauze din partea surorilor sau de aici la cor, poftim surorilor îndrăzniți. Domnul să asculte, cred că mulțumirea o avem toți. Cei care avem mulțumire, ridicăm o mână înaintea Domnului. Haleluia! Amin, Domnul să asculte și să primească. Ne rugăm pentru pacea Ierusalimului și pentru pacea de pe meleagurile acestea. Aleluia! Amin, amin, suntem în duminica când mijlocim înaintea Domnului pentru familiile noastre și ar vrea să ne rugăm pentru familiile noastre și pentru copiii noștri, pentru soț, pentru soție, ca Domnul să binecuvinteze cu înțelepciune. Dacă este înțelepciune, este și frica de Domnul. Dacă nu-i înțelepciune, toate lucrurile nu lucrează, frații mei. De aceea am vrea ca rugăciunea aceasta să ne rugăm pentru familiile noastre și Domnul să asculte rugăciunea noastră, dacă mai sunt din partea surorilor. Dacă nu mai sunt din partea surorilor, aș vrea ca să ne rugăm și pentru lista care ne stă în fața acolo de mai multă vreme. Sunt acolo frați, surori, copii de-ai fraților noștri care așteaptă intervenția Domnului. Să ne rugăm pentru cei care au luat drumul pribegii, au plecat de acasă, au întors spatele la părinții lor și părinții varsă lacrimea mare. Eu cred în ceea ce a spus Domnul, că nicio lacrimă nu cade în pământ așa fără niciun rost. Toate se adună într-un burduf acolo și când se umple, vine rezolvarea, măriți să fie Domnul. Dar este o vreme, sunt unele lucruri, rezolvări care sunt pe moment, momentane, dar sunt unele care se întimp. De aceea am vrea ca Domnul să ne dea răbdare. Totodată vrem să amintim și familia țării, ca Domnul să o mângâie mai departe. Această săptămână a fost o zi, o săptămână de lacrimi, de durere. Dar știu că Domnul este tatăl orfanelor și stăpânul și ocrotitorul acui a văduvilor, mărit să fie Domnul. M-am uitat în ochii parcă acelor copii, parcă stăteau așa fără nicio nădejde, erau plini de așa de durere și de amar. Și m-am rugat în momentele acelea când am mers acel priveghi acolo și la cimitir și am zis, Doamne, te rog, nu-i lăsa să-și piardă nădejdea acești copii și această soție. Și am vrea ca să susținem în rugăciune ca Domnul să-și facă lucrarea. Apoi ne rugăm pentru misionarii care misionează, așa cum amintim, este timpul de vară, se fac multe evangelizări pe aici, prin România, prin Ucraina, prin Moldova. Domnul să întărească vorbitorii lui cu cuvântul său, cu putere și să dea rezolvare în a mântui sufletele celor care sunt pierduți. Apoi ne rugăm pentru frații care călătoresc la distanță mai lungi sau mai scurte, chiar dacă e vară. Vreau să vă spun că ispititorul diavolul poate să aducă multe accidente. Veneam în săptămâna aceasta acasă, pe drum, aseară am ajuns și mă uitam pe gopi în Montana, pe undeva, loc drept, așa ca palma, spunem noi, și așa niște accidente acolo. Și am zis, Doamne, nu e gheață, nu e vânt, nu e furtună, nu e ploaie. Și atâtea și atâtea în ochii noștri se întâmplă. De aceea am vrea ca să ne rugăm ca Domnul spunea aici că Domnul te va binecuvânta unde? Am citit cuvântul acela, la plecare și unde? Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Dar este datoria noastră ca să cerem ocrotirea și protecția Domnului. Fraților, nu vrem ca să întindem timpul, am vrea să ne rugăm. Și dacă sunt taine care aveți înaintea Domnului, rugăciuni în taină, ridicați o mână și să știți că ajutorul Domnului este aici. Și poate ca să se atingă de tine, ai credință și Domnul să-și facă lucrarea. Ne rugăm Domnului, apoi în urmă, rog să-i semeneze, este fratele Viorel Romic aici între noi, să rostească această rugăciune înaintea Domnului și Domnul să asculte rugăciunea. Amin, amin. Ne rugăm cu credință. Părinte al îndurărilor și Dumnezeul oștirilor, în dimineața aceasta venim înaintea ta cu toții, plini de recunoștință, să-ți mulțumesc pentru prezența ta de dimineața aceasta. Îți mulțumim că rugăciunea noastră s-a înălțat până la tronul tău de milă și de îndurare, Doamne,
și Tu ai ascultat rugăciunea noastră, Te lăudăm și slăvim numele Tău. Te rog ca să lești binecuvântarea Ta în continuare peste adunare, Doamne. Te rugăm să cercetezi în continuare fiecare inimă, Doamne, fiecare familie, Doamne. Și dacă vei găsi dureri, lacrimi și suferință, Te rog să intervii cu brațul Tău puternic și cu mâna Ta perforată, Doamne, să lești alinare, să lești biruință și vindecare în numele Tău. Doamne, îți mulțumim că Te-ai coborât din slăvele cerești și ai murit pentru noi, Doamne, și să dai viața și ne-ai dat dreptul de copii ai Tăi. Ne-ai scos de la întuneric la lumina Ta minunată. Îți mulțumim, Doamne! Îți mulțumim pentru ziua de astăzi frumoasă! Îți mulțumim că bunătatea, dragostea și iubirea Ta s-au rănuit față de noi și în dimineața aceasta, Doamne! N-am fost noi buni, dar dragostea este așa de mare! Îți mulțumim! Te rog, dacă vezi ceva nepotrivit, iartă-ne, Doamne! Binecuvintează, Doamne! Și timpul care ne stă în față, Doamne, Te rog să fie un timp binecuvântat de Tine, Doamne, să vorbești inimilor noastre, Doamne, să transformi inima noastră, dacă de piatră, să o faci de carne, Doamne, și numele Tău să fie slăvit, Doamne, ne credințăm pe brațul Tău tot puternic și numele Tău să fie lăudat, cinstit și binecuvântat, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin, amin. Rămânem așa în picioare pentru câteva clipe. Încă rog tinerii din Biserica Golgota să ne conducă într-o cântare. Apoi frații vor trece aici la cuvânt, vor prelua lucrarea. Rugați-vă pentru ei ca Domnul să-i ungă cu Duhul Sfânt, să ne vorbească și toată slava și toată gloria să fie a Domnului. Vă mulțumim pentru că ați fost receptivi la rugăciune, la îndemnuri și cred cu siguranță că ați simțit prezența Domnului și Domnul vă va cerceta. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Channel.
Oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know your God. When the oceans rise, să fie Domnul. Mulțumim Domnului că și pentru noi în dimineața zilei acestei s-a înnoit ziua, s-au înnoit timpurile cu un scop ca să ne dea Domnul o șansă mai să ne apropiem de Domnul, să fim mai aproape de El. Mulțumim Domnului pentru că frații din California, fratele Liță împreună cu Otiniel și alții împreună au ajuns aici în mijlocul nostru. Le-a păzit Domnul pe drum, le-a ocrotit și îi mulțumim Domnului, nu? Aș dori ca Domnul să iei în mâinile Lui slujba din ziua de azi, să o binecuvinteze. Avem și la binecuvântare, părinții vor aduce un copil în mijlocul nostru, Domnul să-l binecuvinteze. Doresc doar să citesc câteva vremuri, câteva cuvinte, trăim vremuri apocalipsice, când Domnul apare pe norii cerului. Și e problema ce trebuie să facem și cum să ne luptăm. Auziți ce spune Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, în capitolul 20, începând cu versetul 28 și terminând cu 30. Auziți ce spune el aici. Luați seama, dar voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop, ca să păstoriți biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Amin. E un cuvânt foarte interesant pentru mine, m-am gândit mult la el și aș dori să
Vorbim puțin din cuvântul acesta. Acum, fratele Liță se va ruga pentru cuvânt și pentru colectă. În mijlocul nostru azi vor fi două colecte. Frații din California sunt într-o timp care au nevoie de ajutor ca să-și termine construcția și am vrea să le fim o mână de ajutor pentru ei. Astăzi, Domnul să le binecuvinteze gândurile noastre a fiecărui și lucrarea lor de acolo să propășească. Amin. Ne rugăm Domnului. Tată bun din ceruri, iată ne venim înaintea feții tale, Doamne, și te rugăm frumos, ascultă, Doamne, această rugăciune. În bunătatea ta, Doamne, te rog, fii îndurător. Amin. Și binecuvintează poporul din dimineața aceasta. Te rugăm. Adunat-o, Doamne, în orice loc, în cetatea aceasta sau în țara aceasta sau pretutindeni, te rog, binecuvintează-ți rodul suferinței Fiului Tău, Iisus Hristos. Te rugăm în mod deosebit să ai în vedere, Doamne, cuvântul Tău în această zi, inimile noastre, sufletele noastre, Doamne, și viața noastră, Doamne, de a rămâne credincioși. În mod deosebit, te rog, binecuvintează, Doamne, biserica aceasta. Te rugăm. Binecuvintează, Doamne, rugăciunile care s-au adus, de răspuns la cauzele care le-am adus înaintea Ta. Tu asculți rugăciune de cei oameni vin la Tine și noi cu încredere stăm înaintea Ta, așteptând din mâna Ta, fie binecuvântat numele Tău. Te rugăm, ascultă, Doamne, și pe cel care este descurajat, pe cel care este abătut, o Doamne, pe cel ce este lovit de necredință sau de îndoială, sau de mustrări în lăuntrul lui. Te rog în dimineața aceasta, ocupă-te de fiecare. Fă-ți numele de slavă. Ascultă, Doamne, rugăciunea mamelor și rugăciunea taților. Te rugăm. Doamne, te rog, îndură-te de tinerii care sunt în vremea aceasta încercați, cum n-au fost niciodată tinerii pe pământ și nici noi. Te rog, întinde-ți mâna și binecuvintează-ți lucrarea Ta. Avem nădejde în Tine. Numai Tu poți, Doamne. De aceea stăm cu credință și Îți mulțumim. Așteptăm din mâna Ta. Amin. Să ocupăm locurile. În timpul unei cântări se va strânge prima colectă. Domnul să binecuvinteze. Cred că în timp ce frații vor lăuda pe Domnul, se va strânge prima colectă. Vă rog să lăudați pe Domnul cu o singură cântare și apoi vom anunța în continuare. Mai e puțin și va veni Mesia. Va veni, va veni
așteaptă-i tăi copii să vii, Iisuse. Ajută ei, o Doamne, să ne pregătim, că-și Tu te-ai dus să pregătești o țară unde dorim și noi cu Tine vezi să fim. Slăvit să fie Domnul! Doresc în continuare corul bisericii vă lăuda pe Domnul cu o cântare. Apoi, în timp ce corul cântă, rog al părinții Dana și cu Marin să treacă aici în față cu copilul lor, care lor în credința Domnului. Apoi avem în mijlocul nostru pe un frate Bogdan, din România, venit în ospiție, va avea și el un scurt mesaj, Domnul să-l binecuvânteze, te rog să treci aici. Apoi în continuare, Vitali Maftei va lauda și el pe Domnul cu o cântare, corul bărbătesc și fratele Ioan Liță va avea un mesaj în mijlocul nostru, Domnul să-l binecuvânteze.
ocupăm locurile. Mai sus de oameni și de împărat, mai sus de toate pe care le-ai creat, mai sus de lume, mai sus de înțeleg, Tu ai fost, rămâi în veci de veci. Mai sus de tronuri și împărății, mai sus de-a lumii mari minunății, mai sus de aur și tot ce valoros, cel mai prețios. Bun Iisus, trevarză care devin din belșug peste acest copil și curat ca un trandafir. Păstrează Tu frumos de plin în veci. Iisus de oameni și de împărat, mai sus de toate pe care le-ai creat, mai sus de lume, mai sus de înțeleg, Tu ai fost, rămâi în veci de veci, mai sus de tronuri și părății, sus de-a lumii mari minunății, mai sus de aur și tot ce valoros, Tu rămâi în veci cel mai prețios. Bun Iisus, revarsă care de vin din belșug peste acest copil și curat ca un trandafir. Păstrează-o Tu frumos de care devin din belșug peste acest copil și curat ca un trandafir. Păstrează Tu frumos de plin, păstrează Tu frumos de plin în veci. Pe Leila, familia ei și întreaga biserică. Amin.
Slăviți să fie Domnul! Vă ce îmi salutez, Sfinte, dragi frați și surori, de la Biserica Albinii din Cluj, nu știu dacă dumneavoastră o cunoașteți, de acolo vin eu pentru o scurtă vizită în America. Soția mea, de fapt, e născută în Sacramento, în California. Suntem într-o scurtă vizită aici la dumneavoastră și Oniel m-a sunat împreună cu frate Liță, dacă tot sunt vizită la neamul, să vin și la biserică la dumneavoastră sau împreună cu ei. Și mă rog pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. Fie că suntem mai tineri, fie că suntem din țară, noi mai stăm câteva zile și plecăm aproximativ 2 luni, dar ce vreau să vă zic, am rămas impresionat de un lucru. Că și aici, cum zicea David în Psalmul 61, de la margine pământului, și aici Dumnezeu există. Amen. Și când am văzut biserica dumneavoastră, am văzut că aveți un Dumnezeu mare. Amen. Dumnezeu să fie lăudat și cinstit în tot și în toate. Amen. Mă surprinde, și vă zic sincer, iertați-mă că trebuie să fiu foarte scurt, mă surprinde o lucrare a Duhului Sfânt care am avut-o nu de mult când eram mai tineri. Acum așa cum suntem tineri, dar mai tineri, cea mai ex-copii. Și am un cer de rugăciune undeva în țară și a venit Duhul Sfânt și a spus în felul următor. Și asta, momentul ăsta m-a surprins când am ajuns în parcare la dumneavoastră. Și a venit Duhul Sfânt și a spus, mulți dintre voi veți călători până la marginea pământului să duceți Evanghelia. Și noi eram acolo doar o mână de tineri din biserica noastră și din alte părți ale țării. Și mi-am dat seama când am ajuns în dimineața aceasta aici la dumneavoastră în biserică, mi-am adus aminte de lucrarea a Duhului Sfânt. Și ce vreau să vă zic, că Dumnezeu e măreț și drept. Amen. Și cuvântul Lui se împlinește. Dacă Dumnezeu ți-a făgăduit un cuvânt de-a Lui, să fii sigur că se împlinește. În Abacuc spunea acolo prorocul, dacă cumva zăbovește, aici pentru un suflet, așa am din partea Domnului, pentru un suflet de aici, mai tânăr, mai... Dacă cumva zăbovește, știi ce spune Dumnezeu din cer? Nu spune, bă, prorocul îi devină. Prorocul ăla nu-i bun, scoate-l afară, dați-l afară. Păstorul ăla care ți-a zis, nu-i de la Dumnezeu, schimbă-l. Nu. Dumnezeu din cer spune, dacă zăbovește, așteaptă. Să știți că Dumnezeu poate de mulți o promis o vindecare. În 2 ani te vindec și tu tot bolnav ai rămas. Ce facem, frați și surori? Nu-i bun prorocul? Dumnezeu, să știți că are și opțiunea aceasta. Mai zăbovește, așteaptă. Lazar a murit. Și Domnul Iisus, și ce-o să facă, frați și surori? A zăbovit. Doamne, dar Lazar a murit, toți se așteaptă, spre tine tăi. Tu iubeai pe Lazar, așa spui. Pe Maria, pe Marta, iubeai. Și tu zăbovești. De-aia vă încurajați, frați și surori. Exact cum zicea fratele la ora de rugăciune. Ajutorul vine de la Domnul. Dacă nu a venit, așteptați-l, frați și surori, că El vine. În cauza care aveți, poate tine care vreau să căsătorească, poate alte și alte cauze. Ajutorul vine de la Domnul. Dacă cumva nu a venit, Dumnezeu să ne ajute să așteptăm. Amin. Foarte scurt, doar câteva gânduri și închei.
Aici când o citi fratele păstor textul, mi-am adus aminte, aici este un verset care scrie în felul următor, versetul 35. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajungeți pe, ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus care însuși a zis. Fapte 20 cu versetul 35. Este mai ferice să dai decât să primești. Mi-aduc aminte de un slujitor din țară care a fost rugat de altă familie mai înstărită, a pus în plic niște bani și a zis, te rog, du-te la o familie săracă din țară. Și slujitorul acesta merge în familie și mai spre finalul părtășie, scoate așa frumos plicul cu bani și îl dă la fratele și acum așteaptă să vadă reacția lui, cum se va bucura, va mulțumi. Și surprinzător, fratele respectiv începe să plângă, dar nu zice mulțumesc, nu zice nimic. Și fratele slujitor întreabă, dar frate, dar știu că ești nevoie, ești cu familia, nu te bucuri de ajutorul care Dumnezeu ți l-a trimis? Și fratele respectiv spune în felul următor, frate, eu știu că în Biblie scrie în felul următor, este mai ferice să dai decât să primești. Tare mi-aș fi plăcut și eu să am acum de unde să dau, nu să fiu în nevoie, să fiu în situație, să fiu nevoie să cer de la alții sau să primesc de la alții. De aia, frați și surori din Poland, bucurați-vă că Dumnezeu v-a dat ca să dați și altora. Că Dumnezeu nu te-a lăsat să fie omul ăla care să ceri, să ai nevoie, ci din potrivă Dumnezeu te-a făcut, te-a binecuvântat ca să fii omul care să poți să dai. De aia Dumnezeu să vă binecuvinteze. În textul care s-o citit spune, luați seama de la voi înșivă și la toată turma pe care v-a pus Duhul Sfânt, episcop. Frați și surori, cine pune în biserică? Cine pune în biserică? Vezi, de multe ori la noi, și în țară la noi și în biserică noastră, chiar e mare, mai mare ca dumneavoastră cu mult. De multe ori mai sunt alegeri, mai sunt supărări. Dar știți ce lucruri sunt? Duhul Sfânt, când pune Duhul Sfânt, toate lucrurile merg în pace și în liniște. De aia mă rog și aici la dumneavoastră, Duhul Sfânt să pună lucrările Domnului în continuare. Păstorii, diaconii, toată slujirea să fie de la Duhul Sfânt. Dar uitați ce mai spune aici. Ca să postoliți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Și spune, dar luați seama la voi înșivă și la toată turma pe care v-a pus Dumnezeu. Și nu vreau să intru în textul acesta, numai vă aduc un verset din Ezechiel în minte. Dumneavoastră știți textul. Și spune în felul următor în Ezechiel, ce înseamnă un adevărat păstor? Ezechiel 34 cu versetul 16. Uitați ce înseamnă calitatea de păstor. Și noi care mai tineri slujitori sau mai puțin tineri, mai în vârstă, trebuie să ne cercetăm. Uitați ce spune aici. Voi căuta, zicea Dumnezeu despre, voi căuta pe cea pierdută. Unu, primul calitatea păstorului. Dacă are 99 de oi și pierde pe una dintre ele, lasă pe cele 99 pe izlașă și meare după cea pierdută. Voi căuta pe cea pierdută. Voi aduce înapoi pe cea rătăcită. Vă s-o rătăcită o persoană, o grupare din biserică? Domnul să fie cu ei, să deschidă altă biserică? Nu. Voi aduce înapoi pe cea rătăcită. După aia mai continuă textul și spune în felul următor. Și voi întări pe cea? Pe cea slabă voi întări. Dar voi păzi pe oile cele grase și plin de vragă. Vreau să le pasc cum se cade. Domnul să dea biruință. Și știți ce v-aș ruga așa? Am un îndemn așa de adus în pe inimă. Când rânduiește fratele păstor și mi-au stă, frate, să ne rugăm și pe toți slujitori. Să ne rugăm și pe toți slujitori. Mi-aduc aminte, era un slujitor mare din țară, foarte mare și un nume recunoscut, nu vezi acum numele. Dar la un moment dat a fost o ceartă în biserică, niște probleme. Și o grupare de oameni vreau să-l dea jos, să facă niște probleme în biserică. Și mi-aduc aminte, ne povestea fratele slujitor la o părtășie și a spus, știți ce am făcut? Cumva a venit Duhul Sfânt peste el, o luat gruparea aia de oameni, i-a pus în birou la el, în birou pastoral, și a spus în felul următor, i-a pus pe toți să se șadă jos, s-a uitat la el și a spus în felul următor, ascultați-mă bine ce vă zic. În biserica aceasta nu m-am pus eu păstor. În biserica aceasta nu m-a spus voi păstor. În biserica aceasta m-a pus Duhul Sfânt păstor. Dacă vouă nu vă convine că eu sunt păstor, merge și spune Duhului Sfânt să mă dea jos și eu nu refuz. Și frații ăia și oamenii ăia care au fost rătăciți și-au revenit. Și-au revenit în fie și-au zis adevărat lucrul acesta. Și fratele au continuat și Dumnezeu acum e mare slujitor al țării. De ce, pe frate și surori? Pentru că când pune Duhul Sfânt, nu ne putem atinge Duhul Sfânt. David, Saul a fost pus de Dumnezeu și Saul călca greșit. Te îndemnă dimineața aceasta, tu care poate ai inima, păstorul ăsta nu-i bun, fratele diacon nu-i bun. Uitați ce a făcut David. Când se-l omoare pe Saul și era cu slujitorul și a spus, uite acum hai să-l omorâm, dăm voie să-l omor cu surița mea, îl voi omorâ. Și David a zis în felul următor, eu nu mă ating de unsul Domnului. Dar știi ce debare aș pune eu la David, frate și soră? Dar cum nu te atingi de unsul Domnului? Că uite ce păcat ea are. Uite cum îi lepăda de Dumnezeu. Dar cum să nu te atingi de el?
David, o știu un principiu care vă îndemn și dumneavoastră dimineața aceasta să-l faceți. David a zis, eu nu am dreptul să mă ating de unsul Domnului. De aia te îndemn și pe tine dimineața aceasta. N-avem dreptul să gândim rău asupra păstorilor noștri, frați și surori. Sau să ne atingem de ei. Dumnezeu e cel care pune, Dumnezeu e cel care face ce vrea El. De aia Dumnezeu să ne dea biruință și înțelepciunea aceasta, fraților. Dumnezeu e cel care își rezolvă toate lucrurile. Mi-era un moment dat un caz în țară și mă apropie de încheiere. Era un caz că un păstor avea faptele care le avea și o mă înaintea unui vas la un proroc, recunoscut un proroc bun. Și acum frații respectivi așteptau să zică Domnul cu ei, să-l dea jos, să nu-l asculte. Și știți ce au spus în felul următor? Să nu te atingi niciodată de unul al Domnului. Cu alte cuvinte spunea Dumnezeu. N-ai dreptul să te atingi de El. Dumnezeu e cel care pune, tu trebuie să-i dai cinste unui păstor. Și nu am, iertați-mă, nu vă cunosc, că-s prima dată aici. Și dacă un păstor mai cască strâmb, tu trebuie să-i dai cinstea. Știi de ce? Pentru că era slujba de păstor, trebuie să-i dai respectul. Vedeți, ar fi vă oaie care să se răzvătească împotriva păstorului care o duce încolo și încoace? Nu iese niciuna. De aia dimineața aceasta te îndemn. Tu nu o să ai pace în familie. Tu nu o să ai binecuvântare până nu stai sub respectul păstorului, sub respectul autorității care a pus-o Dumnezeu. Și multe cazuri am din țară și din Scriptură de oameni răzvrătiți care nu au ajuns bine. De aia dimineața aceasta, iertați-mă dacă am cuvântul acesta, poate este un fiu mai răzvrătit, o soră mai răzvrătită. Să știi că Dumnezeu ce face, face bine și drept. De aia Dumnezeu să lucreze în continuare. Și vreau să vă salut cu un verset drag mie pentru dumneavoastră, pentru biserică, să mergi pe latura pozitivă, să nu fii supărat, spune să nu mă mai priniți aici la dumneavoastră. Spune în Psalmul 133 cu versetul 1 în felul următor. Și asta vă las pentru biserică, pentru toată turma care Dumnezeu a pus aici, pentru păstori, pentru toți. Spune în felul următor. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Nu așa spunea. Iată ce plăcut și dulce este să locuiască frații împreună. Spunea după aia acolo versetul mai jos că acolo dă Domnul viața și binecuvântarea. Eu vă întreb aici la dumneavoastră la Portland, la Biserica Golgota. Este viață? Este binecuvântare? Uitați o condiție și asta vă las pe dumneavoastră ca temă să gândiți la ea. Iată! Duhul Sfânt Dumnezeu pe psalmist spune iată. Eu vă întreb, dacă Duhul Sfânt acum din cer s-ar uita pe Biserica Golgota, din Portland, ar putea spune iată, adică cumva să o dea exemplu? În fața altor biserici, în fața altor lucruri, să dea exemplu, să Duhul Sfânt, iată, ca un fel de exemplu, să locuiască, ce plăcut și duce să locuiască frații împreună. Și numai un pic, începem două minute, vă mai țin, să începem de la sfârșit spre început, împreună. Frați și surori, noi suntem împreună. Când vă adunați la biserică, dumneavoastră, oare suntem toți împreună? Corul, cu psăstorul, cu frații, cu copii, suntem toți împreună. Multe cazuri am din Biblie care oamenii nu au stat împreună. La un moment dat, a venit o încercare peste nevasta lui Iov, peste familia lui Iov, știți ce a zis nevasta lui? Nu mai vrut împreună. Blasă-mă pe Dumnezeu și mori. Gata. Eu vă întreb, împreună stăm, frați și surori? Tineri împreună. Tineri cu cei mai în vârstă. Nu grupulețe, grupuri mici. Să fim toți împreună. Aia lucrarea Duhului Sfânt. A început o trezire a noi în biserică în momentul în care tinerii s-au adunat toți împreună, mai mici, 18 ani, până la 25, până la 30 de ani și Dumnezeu a prins un foc deosebit care și acum încă mai este. În urmă cu câțiva ani. De ce? Că au venit toți împreună. De-aia dimineața aceasta vă sfătuiesc să rămânem împreună, frați și surori. Și la încercări, Domnul Iisus a spus într-un verset, voi ați rămas necontenit cu mine în toate încercările mele, adică împreună. Frate și soră sau soră care vrea să divorțeze. Ți-a venit așa gândul, bă, eu aș divorța de omul ăsta, parcă nu. Rămâi împreună și Dumnezeu te va binecuvânta. Frați! Frați! Nu așa spune, împreună, frați! La un moment dat în Geneza, Avram spune felul următor, Avram. Te rog, Geneza 13 cu versetul 8, zicea la Lot. Te rog să nu fie ceartă între mine și tine. Să nu fie ceartă, pentru că suntem frați. Verifică dimineața aceasta. Ca frați au capacitatea asta, nu să ceartă niciodată. Amin? Amin. Domnul să ne ajute. Nici surorile nu să ceartă niciodată. Dar așa spune acolo Avram. Te rog să nu fie ceartă între mine și tine. Că suntem frați. Dacă cumva ești certat cu un frate și o soră în dimineața aceasta, Duhul Sfânt îndeamnă, împacă-te cu el. Nu aștepta multe și multe lucruri și nu mai intru asta. Și iată ce duce și ce binecuvântare să locuiască frații împreună, să locuiască și închei cu asta. Efeseni spune acolo, capitolul 2 sau 3, noi nu mai suntem nici străini, nici oaspeți în casa Domnului. De multe ori, marța sau când aveți dumneavoastră joia, vinerea, nu prea vin oameni la biserică. Duminica toți sunt cetățeni. Dar marța și vine, frate, băstămață, sunt oaspeții care, nu? Duminica mai mult oaspeții,
Mă refer la bisericii, familia dumneavoastră, nu noi. Dar acolo în Efeseni spune, noi nu mai suntem nici oaspeți, nici străini, ci suntem cetățeni împreună cu sfinții. Oare tu ești cetățean sau oaspeți în casa Domnului? Domnul să ne dea biruință din ziua aceasta să devin cetățeni. Și unde sunt lucrurile acestea, spune psalmistul, e bine și plăcut. Domnul să facă adunarea din Golgota bine și plăcut și să zică, iată, să o dea exemplu la altele și în altele să se laude Dumnezeu cu ea. Amin. Slăvit să fie Domnul. Are un nume rusesc, l-am întrebat, Bogdan. Asta înseamnă dat de Dumnezeu, așa e numele lui, tradus în limba română. Domnul să-l binecuvânteze pe Bogdan, spunea că în limba ebreică e Natanael. Și Domnul să binecuvânteze și soția și întreaga familie a lui. În continuare, grupa laudă pe Domnul încă cu o cântare, apoi Liuda cu Vasea laudă pe Domnul cu o cântare și fratele Liță va avea un cuvânt în mijlocul nostru, Domnul să-l binecuvinteze. Domnul Iisus,
toți am primit multe daruri și în armonie am fost purtat încetat. Dar darul acesta e un zâmbet de îngeri ce-n casa mea Domnul a lăsat. Tot ce-mi doresc, Părinte, cu ochii te se oveghesc. Și-n brațul tău de Tată s-o binecuvintez. Ajută-ne s-o creștem în dragoste cu privirea mereu spre cer, la tine. De înțelepciune, credință și dragoste și un suflet cât mai curat, să-mpartă mireazma și zâmbe de înger celui ce va fi întristat. Tot ce-mi doresc, Părinte, cu ochii de se omeghesc. Și-n brațul tău de Tată s-o binecuvintez. Ajută-ne s-o creștem dragoste cu privirea mereu spre cer, la tine. Tot ce-mi doresc, Părinte, cu ochii tăi se oveghesc. Și-n brațul tău de Tată s-o binecuvintez. Ajută-ne să creștem în dragoste cu privire mereu spre cer, la tine. Tot ce-mi doresc, ochii tăi se oveghesc. Și-n brațul tău de Tată s-o binecuvintez. Ajută-ne să creștem în dragoste cu privirea mereu spre cer, la tine. Frați și surori, prin harul Domnului Iisus Hristos suntem împreună în această zi și aș dori ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze întâlnirea noastră. Amin. Un salut călduros a bisericii noastre din Sacramento, pe care vă-l transmit cu toată dragostea, din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58, spune așa: De aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică. Amin. Amin. Împreună cu harul și pacea Domnului Iisus Hristos, pe care dorim ca Domnul Dumnezeu să vă dea din plin, slăvit să fie Domnul. M-am cunoscut pentru prima dată cu fratele Șotropa în Sacramento, cu ani în urmă, și eram începător și eu în lucrarea Domnului, de-abia deschisesem biserica și am avut prima căsătorie. Și fratele a fost venit, era atunci venit proaspăt în America, probabil, și m-am bucurat că am fost împreună la această căsătorie, datorită faptului că, prin harul Domnului, am putut să ne sfătuim puțin și m-am gândit, măi, cineva mai în vârstă lângă mine și mă ajută puțin. Și cred că și-aduce aminte, fratele, da? Domnul să-l binecuvinteze. Aș dori ca, prin harul Domnului Iisus Hristos, părtășia noastră din această zi, să o lăsăm să curgă în harul Domnului, dar nu uitând faptul că avem un timp limitat și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin.
ceea ce m-a determinat să fiu în mijlocul dumneavoastră, să fiu real. Realitatea este faptul că, știți, nevoile noastre ne-au pus în mișcare. Sunt de vorbă cu fratele când a fost pe la noi, că mă, vină pe la noi, poate și noi, dacă Domnul ne cercetează, vă ajutăm puțin, văzând lupta cu care o ducem și noi, ca să ne construim o proprietate acolo, o clădire. E un magazin pe care l-am cumpărat noi cu ajutorul Domnului. Noi considerăm că e binecuvântarea Domnului. Vedem binecuvântarea Domnului aici la dumneavoastră și vă binecuvântăm și ne bucurăm de binecuvântarea pe care o aveți, așa? Dar vreau să spun că Domnul Dumnezeu ne-a ascultat și pe noi. Ce vreau să punctez este faptul că Duhul Domnului a fost băgat în interiorul activității. Este foarte important când Duhul Domnului mișcă lucrurile. Era important când omul lui Dumnezeu, care a fost chemat de Dumnezeu să fie judecător în Israel, între Țoria și Eștaol, îl mișca Duhul Domnului și Israel avea o bună pază atunci acolo. Cât o vegheat, a fost bine. Când o vegheat, o trebuie să plătească. Dragii mei, eram într-o împrejurare, trebuia să ne mutăm într-o chirie în alta cu biserica și ne-a rugat Domnului, chiar în mașina mea, mi-aduc aminte, ne-am adunat toți împreună, conducerea bisericii, aveam 7 locuri, exact 7 eram. Ne-am adunat, am ocupat locurile în mașină și au făcut o rugăciune. Doamne, dă-ne un răspuns, să ne mutăm de aici, să nu ne mutăm, că ne mutăm undeva mai departe. Ei, și Domnul a zis că mutați-vă. Dar aici, pe strada Oat, care este centrul orașului, zice, am o lucrare de făcut. Și am ținut-o minte, mi-a rămas imprimată ca un priboi în mintea mea și m-am gândit întotdeauna, n-am uitat gândul, Domnul are o lucrare pe strada Watt în North Highlands. Am căutat biserică mereu, peste tot, căutam pe strada Watt, mă uitam peste tot, cercetam strada Watt. Și într-o zi, acolo am găsit proprietatea. Și Dumnezeu a lucrat în așa fel încât în harul Domnului, proprietatea aceasta, care era la o sumă destul de mare, pentru noi, pentru familiile noastre care suntem noi, pentru noi era destul de mare, 400 și peste 400 de mii, a fost stabilită la 300 de mii cineva care o plătea cash. Și noi când am vorbit cu proprietarul, Duhul Domnului vorbit și eu vorbim mereu și zic, dă-o pentru biserică. Proprietarul era în spital, doctorii îi făcea tratamentul și Duhul Domnului spunea, dă proprietatea pentru biserică. Și într-o zi o sunat și o spus celui care trebuia să aducă banii cheși și o zis, am dat proprietatea. O sunat la noi și o zis, veniți la proprietate să stăm de vorbă. Ne-am mirat, cum se poate așa ceva, că era vândută. Ne-am întâlnit acolo, am stat de vorbă și știți ce o zis, fiindcă am auzit vocea lui Dumnezeu. Că o zis, o dau pentru biserică. Au zis, cu 50 de mii vă dau mai ieftin decât alea 300 de mii. Am zis, mare este Dumnezeu. Și în această zi suntem la un punct deosebit în care dorim binecuvântarea Domnului ca să putem să intrăm în ea și suntem aici. Spunea fratele despre frățietate și despre îndurare. Dorim ca Domnul să vă binecuvânteze. Nu suntem pentru altceva, suntem pentru o părtășie sfântă și Dumnezeu să ne ajute. Haideți telegrafii în câteva momente să intrăm puțin la cuvântul acesta care este extraordinar în această zi. Auzi, să ai o responsabilitate înaintea Domnului de unele suflete. Extraordinar de important este lucrul acesta, dragii mei, și Dumnezeu vorbește lucrul acesta și îl stabilește în Scripturi și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Și prin harul Domnului Iisus Hristos aș dori să ne gândim puțin la responsabilitățile pe care le avem fiecare. Ești un tânăr, ești un copil, ai început să mergi la școală, ai responsabilitatea manualului, a cărții, a faptului că trebuie să faci temele, să te întorci cu homework-ul la școală, să fii ascultător în clasă, să ai nota 10 la purtare, să fii acasă, să fii în timp acasă, să ajuți pe mama, pe tata, responsabilitatea copiilor. Este foarte important în viața aceasta, responsabilitățile chiar în casa Domnului sunt extraordinare, dragii mei.
Însuși faptul când intrăm în casa Domnului, am intrat în curtea bisericii, trebuie să luăm o poziție de respect înaintea Domnului. Este locul unde se prezintă Domnul. Numele Domnului să fie binecuvântat. Dragii mei, când intrăm în casa Domnului, noi trebuie să fim gata oricând pentru a primi cuvântul Domnului, a-l sorbe, a-l avea în inima ta, a rămâne în viața ta. Nu întâmplător. În vremea aceasta suntem loviți de atâtea sofisticate telefoane care ne dă un imbold. Și tocmai în timpul predicii, când Domnul vrea să vorbească inimii tale, să atingă sufletul tău, să-l deschidă pentru eliberarea ta, să-l închide un telefon. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica. Să-și împărtășească în biserică, lăudat să fie Domnul. Este foarte important o responsabilitate a celui care stă la ușă și primește pe cel care vine. Auzi, cum? Cine ești? Auzi, da, poftim. Poftim, mă rog ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Astăzi Dumnezeu poate are un cuvânt pentru dumneata, poate te sfătuiește cu ceva, lăudat să fie Domnul, o primire bună. Înaintea Domnului, când s-a început rugăciunea, am intrat în responsabilitatea noastră, este să stăm înaintea Domnului și nu este bun foarte multă mișcare. Îmi cer scuze în această zi că am ieșit de câteva ori, nu obiceiul acesta, am venit din mai multe, ne-am despărțit azi noapte, am trebuit să iau hainele, să mă pregătesc, că așa este bine la casa Domnului. Doresc ca prin harul Domnului Iisus să fim înaintea Domnului cu respect în casa Domnului. Un alt lucru de responsabilitate, dragii mei, este starea noastră de a împlini cuvântul Domnului. Ei, împlinirea aceasta sunt poziții pe care noi putem să-l avem în viața noastră ușor. Păi, au să poate și fără mine. Cum? A venit fratele care a predicat și a luat Biblia și fratele îl întreabă, dar ai cântat și tu? Da, am cântat și eu. Foarte frumos. Să putea să cânte și fără el, nu? Dar s-a dus și el, știi ce? Adică a vrut să intre, să primească ceva și de acolo, de la Domnul din ungere. Doresc ca Domnul Dumnezeu să ne ajute. Ei, un alt lucru important este, în casa Domnului, dragii mei, avem toți câteva responsabilități care ne aparțin comune. Și vreau să spun, este foarte important, prima dată să căptăm harul Domnului. Fiecare dintre noi să ne grăbim să fim sub harul Domnului. Cum poți să fii sub harul Domnului? Când ai înlăturat toate problemele care te frământă, ai intrat în casa Domnului și dorești binecuvântarea Domnului și îți ceri iertare de tot ce am greșit. Doamne, vin înainte, dar până aici, tot ce am greșit, te rog, iartă-mă, te rog, lasă-ți binecuvântarea ta, lăudat să fie Domnul. În felul acesta, intri sub harul Domnului. Al doilea lucru care este foarte important este să vii înaintea Domnului și să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Prin credință, prin harul Domnului suntem mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la oameni, lăudat să fie Domnul. Dragii mei, în harul acesta care ne este dat nouă, noi trebuie să fim însoțiți de credință. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Nu poți să fii plăcut, fie copil, fie în vârstă, fie tânăr, fie în slujbă, fie în orice activitate, nu este plăcut înaintea Domnului și nu ești plăcut fără de credință. Credința este puterea de mișcare a lucrării lui Dumnezeu. Prin credință au înaintat cei din vechime, prin credință au adus ei lui Dumnezeu jertfe, prin credință au trecut Marea Roșie, prin credință au intrat în Canaan, prin credință avem multe lucruri, prin credință se primește Duhul Sfânt, prin credință îl cunoști pe Domnul, prin credință rămâi și poți să faci o faptă bună și fapta aceasta să rămână înaintea Domnului. Doresc ca Domnul Dumnezeu să ne mărească credința. Dragii mei, pe calea aceasta a pocăinței noi trebuie să pășim pe urma credincioșilor. Și adevăratul credincios este Dumnezeu, care a promis de la început. O zis că șarpele o va mușca de călcâi, da? Dar sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Să știți, este foarte important, cineva odată într-o împrejurare, care într-o țară undeva, scuzați-mi expresia, mâncau șarpi, o prins un șarpe mare, i-a tăiat capul și pregătea trupul imediat pentru să-l pregătească pentru mâncare. Și vreau să vă spun, neatent, o luat capul să-l arunce în gunoi. Șarpele, capul șarpelui nu moare imediat. Fiți foarte atenți. De ce a lovit Domnul Iisus Hristos capul diavolului?
Când l-a luat capul, capul numai l-a prins de mână și tot veninul care l-avea l-a băgat în mână până să vină orice ajutor. Omul acesta a fost mort lângă trupul șarpelui care îl pregătea să-l mănânce. Capul tăiat. De aceea, Domnul Iisus Hristos a zdrobit capul șarpelui. Nu tăia, l-a zdrobit. Ei, și de aceea au zis, vă dau putere să călcați peste puterea întunericului, peste scorpii, peste puterea diavolului, peste să calci, peste treci, zdrobești totul. Creștinul trebuie să aibă credință. Fără de credință, o pierd rândul. Aș dori ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș dori ca prin harul Domnului Iisus Hristos să citesc un cuvânt al Domnului, un alt lucru prin care poți să fii foarte bine și să mergi prin El. Sunt lucruri care trebuie prin, nu poți pe lângă, prin. Spune cuvântul Domnului Roman, capitolul 10, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dragii mei, este foarte important, noi trecem, intrăm în împărăție prin rugăciune înaintea Domnului. Rugăciunea este un moment extraordinar a părtășiei noastre cu Dumnezeu și doresc ca Domnul Dumnezeu să ne dea harul acesta, să avem această putere de rugăciune. La rugăciune și mereu rugăciunea în sine, bă, dar am de lucru, ce se întâmplă cu mine? Să știți, rugăciunea în sine nu este o poziție de fariseu așezată în mijlocul casei pe genunchi și copiii se învârt pe lângă tine, tată, mi-e foame. Auzi, știi ce, mai băiete, acum e timpul de rugăciune, ne rugăm și după aceea mă duc să pregătesc și de mâncare. Ai răbdare, mai băiete. Nu merge așa. Rugăciunea, vreau să vă spun, Domnul Iisus Hristos a venit și a introdus în omenire Duhul prin Duhul Sfânt și adevărul care este El, lăudat să fie Domnul. Și spune, adevărați închinătorii Tatălui se vor ruga în Duh și în adevăr, slăviți să fie Domnul. Aceste rugăciuni aduse înaintea Domnului în Duh și în adevăr, poți să o faci și când lucrezi, poți să o faci în timp ce pregătești mâncarea la copii, și în timpul lucrului, și în timpul când te întorci acasă, și în timpul când te-ai dat pe pernă să dormi. O rugăciune înaintea Domnului, o părtășie cu Domnul. Dragii mei, prin rugăciune vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Mai deosebit în vremea aceasta, când biserica lui Dumnezeu se confruntă cu atâtea lucruri cu care nu s-a confruntat niciodată. Cu așa filozofie care la mulți li se pare că e extraordinar de importantă și de bună și vreau să vă spun, ne lovim cu ea, o purtăm pe brațele noastre, în buzunarele noastre, pe mâinile noastre, dar într-o zi Dumnezeu ne va întreba și doresc ca Domnul să aibă milă. Un alt lucru important pe care vreau să-l punctez este lucrul acesta care vreau să-l citesc în numele Domnului și spune așa cuvântul Domnului. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la oameni. Lucrurile pe care le-am precizat în Efeseni spune prin har, prin credință, și doresc ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un alt lucru important pe care vreau să-l punctez, dragii mei, este foarte important și în vremea aceasta, biserica e o responsabilitate și noi o uităm de multe ori. El ne-a mântuit, Tit, capitolul 3, cu versetul 5, ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprienire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Prin, dragii mei. Nu poți să treci pe alt loc. Dacă aici în biserică se intră pe acolo prin ușă, păi pe acolo trebuie, pe pragul ăla, acolo spusul tot, noi trebuie să călcăm și doresc ca Domnul să ne ajute. Adică, noi trebuie să mărturisim înaintea Domnului în apă botezată. Nu poți să zici, băi, eu cred tot cu voi, dar eu nu mă botez, bă. Păi să mă bag eu în apă acolo, mă. Nu. Noi trebuie să mărturisim înaintea Domnului prin aceasta. Ei, ca să ai înnoirea făcută de Duhul Sfânt, înseamnă trebuie să primești Duhul lui Dumnezeu și să locuiască Dumnezeu în tine. Asta este foarte... De aceea și-a pus Domnul Iisus Hristos poziția aceasta în vremea noastră. Nu este admis să vor hulim împotriva Duhului Sfânt. Adică, ce înseamnă aceasta? Pui numele Duhului Sfânt pe seama duhurilor rele. Este foarte important să ne păzim de lucrul acesta. De ce? Că înnoirea aici pe pământ, în trupul omenesc, se face prin Duhul Sfânt. Iertarea păcatelor este prin sângele lui Hristos. Prin cuvântul Evangheliei avem starea aceasta de curăție, dar vreau să vă spun, înnoirea se face prin Duhul Sfânt. Deci eu, Domnul Iisus, este de folos să mă duc la Tatăl, că dacă nu mă duc, El nu va veni la voi. Deci cumva biserica în vremea aceasta
Este necesar lucrul acesta să stăruiască înaintea Domnului ca Dumnezeu să-i boteze pe toți cu Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne la aceasta și botează-i pe toți, Doamne, slăvit să fie Domnul. Aș dori ca prin harul Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să ne dea o binecuvântare, dragii mei, înaintea Domnului și să venim înaintea Domnului chiar cu poziția aceasta în care doresc să o înfățișez de data aceasta. Auzi, în versetul 9 din capitolul 10 din Romani, spune așa: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți, vei fi mântuit, slăvit să fie Domnul. Să știți, noi suntem chemați de Dumnezeu să ducem înaintea Domnului mărturia aceasta a Evangheliei. După ce am intrat în harul Domnului, am ajuns plin de credință, am ajuns să ne rugăm lui Dumnezeu, să avem părtășie cu El, am ajuns să încheiem un legământ în apă cu Dumnezeu, am ajuns să primim Duhul lui Dumnezeu, noi trebuie să fim aceia care să ducem mărturia Evangheliei. Mărturia Evangheliei, frate și surori, de multe ori în vremea noastră este atunci când stai mut și taci că Domnul lucrează, slăvit să fie Domnul. Adică, Evanghelia, frate și surori, trebuie să se vadă în noi, să fie scrisă în noi din creștetul capului și până în tălp. Evanghelia este o epistolă vie în vremea aceasta, dar prin ce? Prin viața mea, prin viața ta, prin viața noastră. Oamenii au ajuns la multe poziții, au mulți lideri pe care cărora se închină și au tot felul de plecări, dar vreau să vă spun, noi recunoaștem și îl proslăvim, îl proclamăm pe Domnul Iisus Hristos ca fiu a Dumnezeului Celui Preanalt, care a murit pentru noi, s-a înălțat după Scripturi, El a venit după Scripturi prin profeții, El s-a născut după Scripturi, El a trăit după Scripturi, a murit după Scripturi, a înviat după Scripturi, s-a înălțat după Scripturi, dragii mei, și în harul Domnului după Scripturi stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi, slăvit să fie Domnul. Prin credință, dragii mei, îl vom vedea și noi pe El și doresc ca Domnul să ne ajute. De aceea noi îl proclamăm pe El, îl declarăm pe El și este singurul în lumea aceasta care aduce mântuirea, lăudat să fie Domnul. De aceea doresc ca Domnul Dumnezeu să ne dea biruință, să fim tari înaintea Domnului și Domnul să ne întărească. Și haideți să încheiem cu al șaptelea punct important în ceea ce privește, dragii mei, viața noastră și chiar subiectul pe care îl avem acum, în care suntem cu copilașul înaintea Domnului. Prin! Și doresc ca Domnul să ne înteze. Dragii mei, spune cuvântul Domnului în Timotei, capitolul 2, spune așa: totuși ea va fi mântuită prin naștere fii dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Deci este vorba de, aici din versetul 14, și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși ea va fi mântuită prin naștere de fii dacă stăruiești cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Dragii mei, acesta este un punct capital. Fiți foarte atenți. După ce am intrat sub harul Domnului, după ce am primit credința, am avut rugăciuni părtășii cu Domnul, am venit înaintea Domnului și am fost credincioși Domnului și ne-a rugat și ne-a, am încheiat un legământ în apă, am primit Duhul Sfânt, l-am mărturisit pe Domnul. Fiți foarte atenți ce spun acum. Cui din grindă de acolo, pe care l-ați bătut dumneavoastră cu ani în urmă, va răspunde înaintea Domnului. Este un moment în care ne înșelăm tare mulți și vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos nu a luat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ca un lucru de apucat deopotrivă cu Dumnezeu a luat-o diavolul când a fost chemat în slujire, Lucifer, și a vrut să fie ca Dumnezeu. Observați, în versetul acesta eu văd respectul Domnului Iisus Hristos față de Tatăl, care a zis, din cauza călcării poruncii pe care s-au făcut prin femeie în lumea aceasta, Dumnezeu i-a mulțit durerile la naștere. Și Domnul Iisus Hristos, prin Evanghelie, prin cuvânt, a îngăduit ca în toată lucrarea aceasta mântuirea să fie prin suferința aceasta, dragii mei. Și noi cu mult respect în vremea aceasta am vrea să înlăturăm iubindu-ne soțiile. Nu dovedim dragoste și iubire față de soția noastră când o îndepărtăm de la mântuirea ei, când
când o ajutăm, când pui tot ce poți pentru familie, tot ce poți pentru ajutor, pentru credință, să te pui înaintea Domnului în momentul în care soția ta este în suferință, în dureri, în probleme, adună-ți copiii, așează-te pe genunchi înaintea Domnului, strigă la cel preanalt prin credință și Dumnezeu o face sănătoasă, lăudat să fie Domnul. Aceasta este lucrarea prin care poți să o ajuți soția ta extraordinar de aproape de sufletul ei. Dar în momentul în care suntem frământați de un gând pe care vreau să-l citesc din cuvântul Domnului și doresc ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze ce spune Scripturile. Fiți foarte atenți! Dumnezeu este drept și noi trebuie să ne înfățișăm înaintea Lui. El locuiește în dreptate. Împărăția Lui este adevăr și El vine din veșnicii și merge în veșnicii. Este doar un timp în care omenirea este pe pământ aici, prin starea aceasta de izbăvire a stării spirituale și a nimicirii păcatului, pentru a se încheia și să se închidă iazul de foc sau moartea a doua, și acolo va fi diavolul și îngerii lui, și dacă noi nu vom veghea. Și, dragii mei, vreau să vă spun că în împărtășia aceasta scurtă a noastră trece prin harul Domnului scurt și intră mai departe în veșnicie. Va fi o zi când se va spune că a fost un pământ. A fost o vreme. Însuși, Evanghelia aceasta a Domnului Iisus Hristos are în timpul ei, de la înălțarea Domnului Iisus Hristos și până la revenirea Lui, cei care vor avea harul mântuirii vor fi acei din mireasa Domnului. Și doresc ca Domnul să ne ajute să avem parte în tăia înviere. Lăudat să fie Domnul. Uitați ce spune profetul Isaia, capitolul 66, spune așa. Aș putea să despic pântecele mame, versetul 9, și să nu las să nască, zice Domnul. Eu care fac să nască, aș putea să împiedic oare nașterea, zice Domnul, Dumnezeu. Auzi, mai citesc o dată. Aș putea să despic pântecele mame și să nu las să nască, zice Domnul. Eu care fac să nască, aș putea să împiedic oare nașterea, zice Dumnezeul tău. Deci, cu alte cuvinte, aș vrea să venim înaintea Domnului să ne gândim profund la lucrul acesta. Domnul Dumnezeu este stăpân și are putere peste aceasta. Când nevasta lui Avraam a fost luată de la el, așa Domnul Dumnezeu a închis pântecele tuturor femeilor din casa împăratului. Vreau să vă spun, când s-a rugat Avraam, Dumnezeu o deslega lucrul acesta înapoi. Dar aici, în versetul acesta, înțelegem că Domnul Dumnezeu este cel care nu este de acord cu împiedicarea noastră. El nu face lucrul acesta. Problema este, cine ne va primi pe noi în împărăția lui Dumnezeu decât El? El nu împiedică nașterea de fii. Problema se pune, gândul acesta care a ajuns până în bisericii lui Dumnezeu, până în familiile creștine și frământă pământul inimii noastre, vreau să vă spun, în ce postură am putea să-l punem noi în camera noastră, să o învelim în plumb, în ce vrei, în ce măsură vrea să nu fie prins acolo, că Domnul Dumnezeu spune... Spunea Apostolul Pavel în Corinteni și zicea că Dumnezeu prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și știe că gândurile lor sunt deșarte. Dragii mei, în gândul deșartă a lumii, în viclenia lumii, vreau să vă spun, acestea toate sunt prinse de Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște gândul omului, cunoaște simțurile, cunoaște ființa întreagă, El desparte măduva de oase, El este pătrunde în adânc, El umple toate lucrurile, lăudat să fie Domnul. Spunea că ce fel de casă veți face voi mie când pământul este așternutul picioarelor și scaunul de domn este în ceruri, și spunea înțeleptul, când cerurile nu cuprind slava lui Dumnezeu. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze, de aceea ne recunoaștem înaintea Domnului. Dacă cumva până aici, în datoria aceasta, sau prin drumul acesta, intrarea aceasta în Împărăția Dumnezeu, cumva am fost înșelați, prinși cumva, s-a întâmplat poate ceva în această zi, când se va face o rugăciune de binecuvântare pentru acest copil, nu uita, pune sincer înaintea Domnului, iartă-mă, Doamne, mă recunosc înaintea Ta, îmi pare rău, te rog, primește-mă și pe mine acolo. Este foarte important și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Scurt și închei. Fiți foarte atenți.
Până aici am vorbit de responsabilitate generală a tuturor, da? Toți, și păstorul, da? Și cel de la ușă, și conducătorul de cor, și corul, și noi toți. Ei, hai să punctăm puțin. Peste toate acestea vreau să vă dau logică scurt că trebuie să ne rugăm pentru păstori, pentru lucrători. După ce noi toți am vegheat la toate stările acestea prin care intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu și suntem bine, copiii sunt lângă noi, suntem plini de credință, plini de Duhul Sfânt, plini de fapte bune, ei, Domnul întreabă pe bietul păstor. Că știți, noi dacă ne-am pus cravata și ne-am așezat bine și am pus aici emblema câtă pregătire avem, am crezut că am rezolvat problema. Vreau să vă spun, țineți minte, Dumnezeu este acela care ne va întreba, auzi, pe păstorul întreabă, vei da socoteală de sufletele care v-au căzut la împărțeală. Fiți foarte atenți. Sufletele care vin aici cu durere. O ales biserica aceasta, biserica sunt și aici. Și vin aici în biserică și au probleme, au situații, au greutăți înaintea Domnului. O responsabilitate extraordinară este. Hei, și Domnul întreabă pe lucrător, cum ai judecat cazul acesta? Cum ai judecat cazul acestui tânăr? Cum ai judecat cazul acestei familie? Cum ai judecat cazul acestei văduve, acestui orfan? Cum ai rezolvat problema aceasta? Ai făcut-o după Scripturi? Da, Doamne, poftim, intră în bucuria stăpânului tău. Dar dacă nu s-a făcut lucrul acesta, cu durere vreau să vă spun, după ce am plinit toate acestea prin care noi le-am arătat aici în scurt, repede, așa, ca pe calea ferată, vreau să vă spun cât de important este faptul că trebuie să dai socoteală la urmă de sufletele oamenilor, de o judecată care n-ai făcut-o bună. De un suflet pe care l-ai îndemnat să întinde mâna la cina Domnului după ce o încălcat cuvântul Domnului. De un suflet pe care l-ai oprit de la cina Domnului când putea să-l ajuți să-și rezolve problema. Cum vei da socoteală înaintea Domnului de o judecată pe care o vei face? O, ăsta-i fiul meu și știți cum, băi, și treci cu vederea și voi. Ăla Domnul tăia-ți capul cu totul. Vreau să vă spun, în scurt, vă le-am zis așa total, din dreapta în stânga, minimul și maximul, ca să fie, imediat ne gândim la asta după aceea. Vreau să vă spun, trebuie să ne rugăm pentru lucrătorii Domnului. Că ei, după ce au toate acestea de împlinit care le-am arătat noi până acum și multe care mai sunt să le împlinim, vreau să vă spun, au și responsabilitatea slujbei. De aceea doresc ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze, să iubim lucrătorii, să dăm năvală, să ne rugăm pentru lucrarea Domnului și atunci va propăși și familia noastră. Amin. Slăvit să fie Domnul! În continuare, Iosif cu frații lui vor lăuda pe Domnul cu o cântare și ne vom apropia să ne rugăm pentru Laila, ca Domnul să o binecuvinteze în familia noastră. Când m-ai adus pe bun.
slăvit să fie Domnul! Mă bucur că copilașii au cântat cântarea asta, dar nu știu dacă cei mai în vârstă și-aduc aminte că au fost aduși la binecuvântare. Am citit aceste versete din Fapte 20, un lucru atât de important. Apostolul Pavel ducea o grijă mare de biserică, pentru că vedea că în timpul lui ieșeau lupi răpitori care luptau împotriva bisericii ca să n-ajungă mântuită cu orice chip. Și el spune, știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor curuța turma. Și care sunt lupii răpitori? Spune că ei sunt din mijlocul vostru care au ieșit. N-au fost de acord cu una, cu alta, au ieșit și acum duc luptă groaznică, ca orice, cu orice chip să întineze poporul, să facă rău. Și auzi ce spune, și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase. Care sunt lucrurile stricăcioase? V-ați gândit cândva? Poți să faci cum vrei, poți să trăiești cum vrei, poți să umbli cum vrei, Domnul e plin de milă și iartă. Vreau să vă întreb, e adevărat lucrul ăsta? Domnul e bun, dar este și drept, pentru că El va judeca. Și vor învăța pe mulți lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici, auzi, nu pe oricine, pe cei aleși de Domnul, chemați de Domnul, de partea lor. Și dacă vor reuși să facă lucrul acesta, vor izbuti în planurile lor, vor izbuti. Dar te îndemn un lucru, ai grijă că nu toate învățăturile sunt sănătoase, nu toate fântânile sunt bune, de unde te adăpi, nu toată hrana este sănătoasă, vorbesc spiritual, ca să poți ajunge mântuit. Nu, nu toată hrana. Mi-aduc aminte, cu câtva timp în urmă, mă gândeam la o fântână de unde se adăpau mulți și Domnul mi-a arătat o lucrare atât de importantă. Am ajuns la fântână aceea, în lucrarea mea, Domnul m-a dus la fântână aceea, am ajuns la ea, așa de frumos, frate, scotea gugaleata apă. Da drumul galeata și-o ridicat din nou plină cu apă și poporul stătea alături și apa era turnat ca într-un luc acolo, de unde fiecare lua cu cana și bea apă. Și când au dat drumul a doua oară apa, a galeata în fântână, m-am apropiat, era foarte adâncă, dar n-am auzit ca galeata să se încarce cu apă. Și mă gândeam doar, ce-o fi acolo? Și Domnul Dumnezeu îmi face deschis un drum ca să mă pot coborâ la temelia fântânii. Era o fântână foarte adâncă, pe strepțe m-am coborât în jos, am ajuns la temelie ei și acolo era un alt grup de oameni care stăteau acolo. Și am stat lângă ei, n-au fost bucuroși că am ajuns acolo și am stat lângă ei să văd ce fac. Când galeata se coborea, avea un rubinet care dădea apă în altceva, în alt vas și o umplea. Și după ce o umplea, o leacă anina lanțul care făcea un fel de zgomot și ei iară ridicau și le întreb, dar cu ce scop faceți voi tot lucrul ăsta? Apă pregătită din rubinet, apă pregătită. Nu era apă curată, era o apă care era o învățătură cum n-ar trebui să fie. De aceea Domnul să ne binecuvinteze pe noi și ne ajute ca fântâna din care ne adăpăm să fie venită de la apa de la Dumnezeu, cuvântul, predicatorul când iasă aici, să fie pregătit de Domnul, nu-ți face o săptămână schiță, o, am de predicat o schiță, atâta să gândește, face și apoi merge pe internet, mai ascultă și a spus Ion Ghicio și alții, și hai să vorbesc la popor. Nu, nu, vorbește și aia și îți dă cuvântul lui Dumnezeu în timpul respectiv când ești aici. Știți că Domnul comunică cu lucrătorii care sunt aici. Domnul comunică. Doamne, fă ca în biserica noastră să fie lucrători puși aleși de Tine și vorbitori care împart drept cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută!
Doamne ajută! Amin! Doamne ajută la lucrul acesta! Am dorit ca să ne rugăm pentru această micuță pe care au adus-o Marin cu Dana. Este o a patrulea copil în familia lor și zic, Domnul să le binecuvinteze. Ați auzit cât de frumos au cântat? Ăștia cândva vor cânta și în ceruri. Și nu numai ei, dar și noi toți vom cânta cântare nouă. Când vom fi chemați acolo, în patria binecuvântată, unii ne este și ținta fiecăruia. Vreau să vă întreb, doriți să vă rugați pentru familia Palamariu, ca Domnul să o binecuvinteze. Și nu numai pe ei, dar și familia lor din țară, părinții și pe toți cei sunt, frații și surorile aici care sunt, să le binecuvinteze Domnul și pe noi toți. Hai să ne ridicăm pe picioarele noastre. Dacă corul este pregătit să laude pe Domnul cu o cântare, după care Mike va citi rolul binecuvântării din numer 6 cu 24, apoi eu mă voi runga pentru Laila, dacă am spus bine. Laila, bine? Voi citi formula de binecuvântare. După fiecare dată când voi numi numele fetiței, vă rog cu întreaga biserică să întărim cu amin, așa să fie. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Laila. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Laila. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Laila. Amin.
astfel să puneți numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Aleluia. Bine, Doamne, Tu care ai dăruit ziua de astăzi atât de binecuvântată și ai făcut ca soarele să răsară și să lumineze pământul nostru, Te rog frumos să faci să lumineze și pământul inimii noastre a fiecăruia. Pe mâinile mele slabe țin pe Laila, Doamne. Ea a venit în lumea noastră, unii sunt lacrimi, dureri și chinuri. Vreau să pun numele Tău peste ea de împruncie. Doamne Dumnezeule, să fie sub protecția Ta, să fie o binecuvântare în familie, să aibă o creștere ușoară și dacă vor veni încercări, îmbracă-o cu putere ca să poată rezista și să iasă biruitoare. Doamne Dumnezeule, dacă va striga la Tine după ajutor, Te rog să nu zăbăvești, să-i vii în ajutorul ei. Te rog să-i înregistrezi numele în cartea vieții și când se va face marele apel, când vor fi citite numele în universul întreg, să fie și ea și familia ei printre biruitorii care vor fi încoronați cu slavă și cu nuna binecuvântată. Doamne Dumnezeule, niciun duh rău să nu îngădui să se apropie de ea, ci doar să fie protecție până la sfârșitul zilelor ei. Mulțumesc că ne-asculți rugăciunea. Amin. Aș dori din partea bisericii să lăs un salut de binecuvântare pentru acești tineri din Deuteronomi, ceea ce vorbește Domnul, un cuvânt atât de important. Când vei ajunge în țara în care vă veți îmbogăți, veți avea, nu veți duce lipsă de nimic, spune Moise acolo, și Domnul prin gura lui, să nu zici că mâna mea a făcut lucrul acesta, Mărin. Să nu zici, Dana, mâna mea, ci să zici, Domnul a binecuvântat și ne-a dat. Și astfel să-L proslăvești pe Domnul. Amin. Acum vă rog să ocupați locurile. Grupa va lăuda din nou pe Domnul cu o cântare. Grupa va lăuda pe Domnul cu o cântare. În timpul acesta se va face a doilea colectă, vă rog frumos, pentru ajutorul bisericii din Sacramento de pe ulița Watt. Am fost acolo, am văzut localul, am văzut tot unde se adună și zic Domnul să-i binecuvinteze, amin, să aibă un sfârșit bun. Amin. Lăudăm pe Domnul.
cale plecare, să ieși în întâmpinare sus, pe lor când va veni. Hosiana, Maranata, în curând pe lor îl vom vedea. Hosiana, Maranata, glorie în veci, aleluia. Hosiana, Maranata, în curând pe lor. Slăvit să fie Domnul! Aleluia. Fratele Liță a avut și o descoperire în mijlocul nostru și dorește să o spui în public aici. În timpul rugăciunilor, când eram în bancă, am văzut o vedenie. Am văzut cum un sol acelui rău a întins arcul cu o săgeată arzătoare de la o distanță nu mare să lovească în mijlocul noastră, în centru aici. Și Domnul a zis așa, a zis că fiecare dintre dumneavoastră să strângeți rândurile și să pregătiți scuturile cu care veți stinge orice săgeată arzătoare acelui rău. Și Domnul se orienteze. De veți face lucrul acesta? Se va dovedi săgeata aceasta, o veți judeca, o veți măsura, veți lua hotărâre asupra ei, dar nu va fi vătămat nimeni. Doresc ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Aș vrea să vă spun, să vă încurajez să cântați cât mai mulți în cor. De ce lucrul acesta? Din cauza că am avut o dată, scurt vă spun, o fericire în care am fost la o rugăciune într-o familie. Și am avut harul acesta să aud acolo, în casa aia, deasupra noastră, un cor de îngeri care cânta așa de frumos. Și sora de casă a intrat în harul acesta, a primit Duhul Sfânt atunci și a început să cânte în alte limbi cu corul acela. Și când s-a terminat cântarea, în casa aceea acolo, între becurile care le vedeți pe tavan și noi, era un nor alb ca de ceață. Și ne-a rămas surprins sub norul acela, sub o părtășie extraordinară. Doresc ca Domnul să binecuvânteze biserica în cântare și corul din biserică. Amin. Aș dori să facem anunțurile și vom încheia. Mulțumim Domnului de avertizarea, de înștiințările pe care ne le dă și de ocrotirea care o are asupra fiecăruia din noi. Rog să se pună anunțurile pentru mâine seară. Tinerii,
vor fi adunați la, pentru cercetarea cuvântului și repetiții, de asemenea tot tinerii care sunt pentru catecheză mâine seară, dacă sunt întrebări la examenele pe care îi se pregătesc, care va fi în 2 săptămâni, botezul care va fi în 2 săptămâni, rog frumos să veniți, vom putea discuta și dezbate întrebările. Marți avem zi de post și rugăciune la orele 12, la 2, după seara avem de asemenea rugăciune, continuăm cu stăruință, Dumnezeu să umple și să boteze cu Duhul Sfânt. Miercuri seară va fi servici de vin în casa Domnului, joi va fi repetiția corului bărbătesc, vineri repetiția corului mare. De asemenea, ați dori ca pentru marți seară, frații din comitet care sunt prezenți, vă rog frumos, vom avea o întâlnire cu comitetul pentru duminica viitoare, vom avea o întâlnire a membrilor de dimineață. Duminica viitoare va fi o întâlnire a membrilor, cum a fost amintită, de dimineață. De asemenea, aș dori să spun că botezul va fi pe 29 iulie și vom avea botezul în afară, vom ieși în afară în parc, la Rooster Rock State Park, care va fi la orele 10, vă rog frumos, la sfârșitul lunii vom avea acest botez. În prezent, cu ajutorul Domnului, avem 8 suflete, rog să ne rugăm pentru ele, ca Dumnezeu să le întărească și să le țină în viață. Acum un anunț pentru prezent, pentru de seară nu se schimbă serviciu, avem servici în casa Domnului la orele 6. Dar pentru frații care ne-au vizitat, în mod deosebit frații din Sacramento și cei care au venit cu ei, împreună cu fratele Bogdan și familiile lor, vă rog frumos, biserica a pregătit o masă, pentru voi vă rog să nu plecați decât în building-ul de alături și vom servi o părtășie împreună la masă și la discuție. De asemenea, toți frații, familiile fraților din comitet, rog să rămână, de asemenea, familiile fraților de ordine să rămână de asemenea la această întâlnire care vom avea și frații de sus de la stație. Domnul să vă binecuvinteze. Aceste fiind spuse, ne ridicăm și mulțumim Domnului pentru acest timp binecuvântat pe care ne l-a dăruit Domnul împreună.